Mi-aduc aminte că la începutul anului răspâia, stăteam eu așa la mine în birou și cu Word-ul palmat în bara de jos, că majoritatea romanelor așa mi le scriu la job. Pentru că sper să fie șeful meu pe aici. Și tocmai început să-mi scriu la fragmentul care până la urmă și a ajuns să fie selectat de Andrei în antologie. Și în timp ce îl scriam și îl periam, rodea așa viermele incertitudini pe două paliere, prime fiind același teorul mai scrisese în viața mea nimic la persoana întâi. Am avut tot timpul fobie așa de naratorul protagonist, am fugit ca dracu de cămâie de el. Nu pentru că nu-mi place, pentru că mi se pare că nu prea nimic de zis, așa. Iar al doilea era a doua frică pe care am avut-o, a fost autoreferențialitatea asta care se referă la un episod recent din trecutul meu. Și mi se părea așa destul de riscant să speculez literarul o boală sau mi se pare că nu stăpânești bine registrul ăsta, poți să o dai în autocompătimire și nu iese bine. Iar în momentul când am primit mail-ul de la Andreea, aveam nevoie disperat de un feedback și am profitat. Am trimis... Asta era și exact. Am trimis fragmentul și am zis, orice o spune dacă e bun sau prost, măcar am un feedback. Cu a fost bun și vreau să-ți mulțumesc că asta m-a pus să scriu în continuare la Roma. Și mulțumesc mult pentru integrarea acestei antologii.